Bună seara, bun găsit tuturor! După ore în șir de audiere aici la sediul DNA Cluj, procurorii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore pe numele șefului IPJ Cluj. Chestorul de poliție Mihai Rus este acuzat de complicitate la abuz în serviciu, dar și fals în declarații. Totodată, alături de acesta, la audiere au fost aduși și alți trei polițiști sub ordonația șefului IPJ. Este vorba despre doi agenți de poliție care au format echipajul de la poliția rutieră, dar și șeful serviciului rutier din cadrul IPJ Cluj, comisarul șef Mircea Rotar, care este acuzat de complicitate la abuz în serviciu, complicitate la fals în declarații, dar și de faptul că a omis să sesizeze organele competente cu privire la această ilegalitate. Din datele obținute de la procurori, o parte din ele pe surse, reiese faptul că pe data de 29 aprilie, șeful IPJ Cluj a fost surprins de aparatul radar pe o stradă din Cluj-Napoca cu viteza de 110 km la oră, pe un drum unde limita maximă era de 50 de km pe oră. Bineînțeles că pentru această abatere de la codul rutier se aplică atât sancțiune contravențională, dar se reține și permisul de conducere. Numai că șeful IPJ Cluj, odată ce a dat fața cu subordonații acestuia, ar fi găsit o modalitate prin care să scape de sancțiune și de reținerea permisului. Mai exact, acesta ar fi urmat să declare că la volan ar fi fost de fapt o altă persoană. Din informațiile pe care le avem, în acte ar fi fost trecut soția lui Mihai Rus și totodată agentul constatator ar fi tras de timp până în momentul în care acea contravenție pentru depășirea limitei de viteză se prescrie. În schimb, bineînțeles că și șeful IPJ Cluj nu ar fi pornit cercetarea disciplinară pentru agentul constatator. Ei bine, toate aceste lucruri au fost aflate. Aceștia au fost aduși astăzi aici la sediul DNA Cluj. La ieșire nu au oferit declarații pentru că au fost duși cu mașini neinscripționate, însă avocatul șefului IPJ ne-a spus că este vorba doar despre un dosar de abuz în serviciu, dar nu și alte amănunte. Atât de aici.